Hello din aeroport. Mergem în Amsterdam. Haideți să le facem bagajul pentru Amsterdam. Avem deja aici bețe de urechi, o lamă și un deodorant. Îmi pun și această cremă pe care o am de ceva vreme, așa că nu o să mai îmi dau cu ea pe față, o să îmi dau cu ea pe corp. Plus crema nouă de față și cleanserul. By the way, de când am rucsacul acesta, nici nu mai folosesc baguri de genul și da, am mereu pregătite baguri de genul pentru travel, atât aici cât și în Spania. Periuța de dinți. Aici avem lingerie intimă. Iar acum trecem la chestiile cele mai importante și anume încărcătoarele, încărcătorul de iPhone, încărcătorul pentru celălalt telefon, încărcătorul pentru bateria externă, pe care le voi pune în acest buzunar. Așa am dat seama că e foarte practic să le pui aici. Este foarte, foarte ușor de accesat. Parampam. Și am scăpat de grijă, cea mai mare grijă, după cum am spus. Iar acum următoarele griji, și anume bateria externă, care este full, și un portofel în care mi-am pus câțiva banche și permisul. De obicei umblu doar cu permisul după mine ca să mă legitimez. Acestea sunt spuse, haideți să ne pregătim și gentuța. Am renunțat la acest portofel deoarece ocupă foarte mult spațiu, l-am luat ca să am toate cardurile cu mine când plec. Oricum Revolutul l-am conectat la telefon. Și din două carduri de România și unul cu euro, am rămas doar cu două carduri pentru că mi-am închis contul de la ING. Buletinul este unde îl țin de obicei atunci când călătoresc, și anume în acest buzunăraș, deoarece este foarte ușor de scos. Trecem la machiaje. În momentul de față am aici în felul următor: palețica pentru farduri, paleta de blush-uri o scoatem, un bronzer, asta era în geantă, fondul de ten de la Maybelline Superstay, cel mai tare fond de ten, pudra, un elastic de păr. Nu pot să cred, am mai descoperit un buzunăraș aici, ce-am dorit de acesta cu fermoar, cât de tare. Și vom adăuga și aceste două produse pe care încă nu am avut ocazie să le încerc. Sunt primite cadouri de la Andra, de Secret Santa, le pun acolo pentru că sunt mai mici. Și voi pune aici produsele pe care le folosesc on a daily basis. Iar aici avem portfardul cu concealer, produse de conturare a feței, creioane, tușuri. Voi pune și acest creion de sprâncene primit de la mama mea imediat după Crăciun. Mi-a luat deoarece a zis că m-a văzut că l-am tot folosit pe ei. Uite de mici am găsit, păcat că nu pot să mi-l iau la mine. Aventura strigatura, haideți să găsim un rimel. Am aici o grămadă de machiaje noi pe care nu l-am folosit niciodată. Setting spray, hai că-l luăm deoarece nu am niciunul la mine. Iar aici avem Bank Potion Mascara. Ok, gata, avem și mascara și să luăm pe ăsta. Stați așa să vedem pe care îl luăm, pentru că cred că sunt mai curioasă să-l testez pe acesta de la Wet n Wild. Ba nu, nu luăm pe ăsta, că uitați cât de mult spațiu ocupă. Nu, de calculare de asta. Haideți să vedem cine mai luăm de aici. Hai să luăm și un ruj nou. Asta? Serios? Încă mai am crezut că l-am aruncat. Cu ocazia aceasta, haideți să le pun și pasta de la Pink Panda aici. Collagen Wear Volume Mascara. Mamă, asta e foarte mișto, are un scripiș necrezut. Dior Who? Îl iau și pe. Aici ce mai avem? Magnetic Eyeliner. Asta le punem aici. Cred că pe asta o să le pun în giveaway. Am mai apucat să fac acum un Vlogmas. Dar trecem peste. Facem altă dată cu altă ocazie. Eye cream in a concealer. Am și uitat că l-am cumpărat pe ăsta de la L'Oreal. Ei, am reușit să desfințez această pungă. Și să știți că mai am încă două chestii din astea pline, doar că sunt împachetate în ideea în care o să le iau cu mine în Spania. Se afla un trollerul mic. Doar că trollerul era foarte, foarte mare și mama a sugerat să mai scot din lucruri în el. Să nu cumva să mă pun la ghei să mai scot din troller. Asta să le păstrez în cutie, poate reușesc să le fac un clip în care le testez. Am luat din greșeală acel balsam care v-am spus că s-a uscat. L-aveam pe asta lângă portfardul cel nou de la Andra. Și am constatat că dacă te dai de vreo 2-3 ori cu el, se curăță pelicula aia uscată de deasupra și poți să-l folosești în continuare. Îl luăm pe cel nou pentru că nu-mi place cum se simte celălalt pe buze. Plus oglinda cu Post Lady care se și aprinde. Este cumpărată de la Jumbo în cazul în care vă interesează. Aoleu, în ce-mi pun pensule? Mă duc să iau un portfar de la mama. Avem fularul preferat și căciula preferată. Am reușit să găsesc o hârtie roz și când căutam postitul roz, am găsit această bandă adezivă roz. Așa că haideți să împachetăm cadourile Emei.
Pe lângă un hanorac și o căciulă mici merge cu mine, avem un primer roz, un rimel roz, pentru că ea e cu rozul. Hai că am reușit să tot cărtia. Haide, uitați-l cât de roz este. Un ruj roz și un gloss cu reflexii roz. Sper că le observați. Dacă nu, ghinion line șans, am zis să vi le arăt acum, pentru că nu știu dacă o să mă lăsesc să o filmez, că ne desface. Să vedem dacă pot să scriu așa. Cred că pot. Atelierul din Moș Crăciun Lilai. O să-i împărtăm asta așa. Mama e la ștea, dar are de faură după aia. Îi dăm cu un pic de scotch. Tăiem capetele astea urâte. Eu cred că se arate perfect. Acesta o să-l împachetez normal. Time to stick those things. Sper să înceapă cu asta, pentru că următorul se va numi și mai mult roz. Perfect! Următoarele bilețele le-am scris așa. Ea în care le tai așa, dacă nu dau fail. Ultimul rând este scris foarte urât. Taram! Eu așa nu am panglică roz de sine verde, așa că Emma, sper să nu fie cu supărare. Atât s-a putut. Pentru că, na, până la urmă noi nu puteam să lăsăm bombonelele alea așa, le lipsea ceva. Și anume, funda. Se vede că s-a folosit la greu această fundă verde. A folosit-o mama la greu, adică pentru că cele mai multe cadouri le-am avut împachetat pentru cineva care are culoarea verde ca și culoarea preferată. Let's finish this. Asta e primul, trebuie să fie primul. Parampam, trei bomboane și o cutiuță. Știu că de obicei cadourile se închid în spate, nu știu, am început să le închid în față. Că atunci când va deschide cadou, se deschidească banda și se deschide, uite așa. Da. Așa facem. Punem ceva greu aici. Luăm banda aceasta pe care am folosit-o și la cadoul de Nisi, pentru că mi se pare foarte interesant și de efect pe exterior. Now I'm ready. Auziți, hai că îmi fac probleme degeaba, că vezi, domnule, n-am împăturit bine pe partea asta, că nu știu oricum să se facă efectiv ca naiba acest cadouaș. Această hârtie superbă în rucsac, by the way. Asta e prima hârtie după care sufăr că s-a terminat. Uitați-o cât de frumoasă e. Are și fulgișor și globuri și acești brăduci și 25 Merry Christmas. Se vede din galaxie. Venim la oile noastre. Haideți să-i punem cadoul care ocupă jumătate de bagaj. Să-i punem dulciurile. M-a văzut pe video într-o zi că mâncam ceva de genul și mai că vrea și ea, așa că le-am luat. Oh my god, am uitat să mă duc să mai îmi cumpăr numai eu din ăsta, mărime mai mare. Și până mă întorc în România, cred că se termină. Am umblat în adapatorul și am scos în felul următor. Geaca pe care voiam să o iau și în Spania, dar cred că va rămâne aici, pentru că am deja 20 pufoase în Spania și oricum până mă întorc eu acolo, nu o să mai fie cazul de dumneavoastră. Geaca asta, pentru că nimic nu strigă mai tare Amsterdam decât geaca asta. Am avut-o și ultima dată când am fost în Amsterdam și oricum o să-mi dea și Emma o geacă neagră, deci dacă ea poate să-mi împrumute negru, eu trebuie să am ceva cu verde. Și am scos și două hanorace. Nu știu pe care să-l iau sau dacă să-l iau pe amândouă. Fie ăsta cu Boston, fie pe ăsta cu Sela fucking V. Am mai scos și un fular. Fix când voiam să zic că îmi pare rău că nu mi-am luat și o căciulă verde, am constatat că am plângat cu căciul afară. Așa că trebuie să luăm și o căciulă verde. Fie pe asta, fie pe asta. Încă nu sunt sigură. Avem una acolo și de Halloween. Ia spuneți-mi, să o luăm pe asta de schi, super ultra mega turbată, în ideea în care o porc o geacă neagră de la Emma. Am găsit și renul roșu. Sau pe asta cu Heineken. Am luat-o de la fabrica Heineken, prima fabrică din lume. Heineken a fost în Amsterdam. Nu, cred că era prea drojdieră cu ea. Dacă mai rămâne loc în bagaj, o iau pe dumneai. Hello! Hello! A, uite, măi, că și urechile sunt diferite. Hai că era să uit de primer și de uleiul de la Environ pentru demachiat.
Știu că are Emma de machiant, dar totuși, fără niște ulei, nu se poate. Dacă de mult machiaj pun eu pe ten, am nevoie și ceva pe pasă de ulei. Hai că îmi pusesem hainele astea ca să filmez în Amsterdam un clip cu ce mi-am luat din România și mi-am dat seama că m-am mai luat și alte chestii. Da, oricum merg toate de clubăre, așa că shut up. Cred că ar fi cazul să-mi pun și niște bluze și o să-mi pun doar două, pentru că mai trebuie să-i pun niște chestii Emma aici. Da, asta o să fie foarte șifonat. Emma, sorry, not sorry, nu mi-am pus șosete. Hai să încercăm să îngrămodim măcar două, trei perechi. Ah, și cred că le-au și pe astea noi. Nu, astea sunt prea scurte. Astea, că tot sunt cu Crăciun. Am un talent la împachetat de necrezut. Mamă, dar ce avem noi aici? O grămadă de spațiu și acolo în fund mai mult spațiu, mai îndes niște șosete, iar aici mai încap niște chestii. Să nu uităm și de șosetele pentru mâini. Acestea sunt șosetele pentru mâini. Ce risc șosetele în mănânci pentru că sunt foarte lungi. Și mai avem aici cea mai mare bucurie, cea mai mare surpriză pe care o va avea Emma. În prima fază am vrut să-i duc doar zacuscă. Într-o zi mă duc la mama și spun, mă, dar cum ar fi mâini să pun niște zacuscă în niște recipiente de la creme? Pentru că nu o să se prindă ăștia pe scanner, că e un zacuscă acolo. Că mama zice că nu o să pot să iau zacuscă pentru că asta e și lichidă și solidă. Și ce credeți, mă, fiți când îi zic lui mama de recipiente, îmi dă aceste două recipiente spălate. Între timp, mama a făcut și salată de tof. Eu evident că i-am trimis o poză Emei cu ala ca să-i văd reacția. Ea a crezut că sunt rea și că îi fac în ciudă și mama la fel, însă v-am să știu dacă își dorește sau nu, așa că i-am pus și niște salate de beof. Bă, dar asta până la urma urmei e solidă. E unde și aia, nu e salată de beof, da? Și am uitat la Pistiu Resistance cele două chestii pe care mi le doream eu neapărat să-i le dau Emei și v-am neapărat să puse în ele. Cărnăcior și mușchiuleț de la bunica, i-am păstrat și câteva cărnăciori. Bă, ce naiba, nu stau ăștia să mi oprească cărnăciorii, nu mă duc cu multe bucate de Crăciun, dar trei cărnați acolo pot să fac și eu. Și am uitat, m-am lăsat aminte în mașină spre aeroport. Acum sunt în drum spre Amsterdam, că am aterizat în Eindhoven, by the way. Deci, prin urmare, am terminat și cu skincare-ul. Dar pe ăsta îl punem aici. Mie îl oprește bine. Nu, mi-l oprește iarăși bine. Mama, nu pot să cred că am uitat dulciuri și de suplimentele mele alimentare. Haide, mă, că am încăput și astea. Dacă aveți ceva ce se poate strica în dreptul fermoarului, uitați un life hack. Atunci când închideți fermoarul, băgați un deget, așa ca să nu scriați pielea. În cazul în care mă întrebați ce fel de suplimente alimentare iau, am început să le iau pe acestea pentru acne. O să vă arăt imediat și cutia, niște calciu, magneziu, zinc, fluxivul meu pentru vasele de sânge și astea, nu mai știu ce naiba sunt. Alte chestii pe care mi le-a dat mama. Hai chiar să uit să vă arăt suplimentele pentru acne și calciu, magneziu, zinc, selenium și eribinol. Hai că am întrebat pentru ce este, că eu nu știam. Pentru imunitate, pentru oase, pentru păr, pentru piele, pentru multe chestii. Știu că nu se asortează, dar nu le-am găsit pe cele negre pentru că le-am băgat în fund, în fund, în fund. Vă rog frumos, nu vă luați de șosetele mele, închei mânușile mele. Sorișor, de la când după aterizarea am săpă frumos, nu o să rucsac să-mi iau mânușele pentru că eram sigură ca să-mi îngheze mâinile. Și mi-am zis că pe astea nu se asortează, ce mai contează. Mulțumesc că v-ați urmărit în acest clip și ne vedem în primul vlog din Amsterdam. Și cred că o să mai avem încă un vlogmas pe lângă cel pe care îl postez astăzi. O să fac tot un vlogmas, cred, și Emma desface cadou în cazul în care mă lasă să o filmez. Da, o corup eu, o conving eu.